Luna aprilie a fost plină de evenimente pentru Mariana Șura. Aniversarea micuțului Adam, pregătirile de Paști, dar și multă, multă muncă pentru o nouă premieră muzicală. Despre ce e ea și cui îi este dedicată, ne va spune imediat Mariana. Îi spunem Hristos a înviat și ne bucurăm că este astăzi alături de noi. Adevărat a înviat! La la. Wow, la la și tu ce de frumoasă ești! Da. Stilizate ambele, da? Da, da. Nu mă pune de pus la vitrină. Așa, așa este. Ia loc pe canapea, draga noastră. Bine ai venit la noi. Bine v-am regăsit. Cum te simți că după sărbători? Cea mai mare plăcere. Sărbători ați avut? Păi cum, mă simt bine, cu dispoziție bună. Deci, în primul rând, luna aprilie a început cu ziua lui Adamel, precum ai spus. Am plinit feciorașul 3 anișori, suntem fericiți că crește, face nebunii, năzbâtii ca orice copil, da, iată. Vedem acum tortul. Și tortul, da, lui Adamel. Nu l-ai făcut tu? Nu, nu, auzi tu ce crezi, auzi tu, mai chiar așa de mare patisier. Nu, că dar te-am văzut că faci așa și așa, da, și nu, fac, dar nici chiar într-atât. Am apelat la specialiști în acest caz. Cum ai sărbătorit ziua de naștere? Ziua de naștere însă în o familie am sărbătorit-o. Acasă. Da, acasă. Știi, pentru că totuși încă este pandemie și urma să ne vaccinăm, am zis că mai bine să... Nu riscați. În acest an să nu riscăm, cu toate că un pic soțul s-a cam așa cam s-a supărat, că zici că uite de ce l-am lăsat așa mai singur el, știi? În păi sens că fără copii. Acum, păi asta și-am zis și eu, nu ține minte, las că la... să fii sănătos la 4-5 ani încolo, îi facem cu o gașcă, cu toți verișorii. Important acum să fim sănătoși. Asta este, cred, cel mai important în pandemie. Câți verișori are? Mulți. Nu i-am numărat, dar sunt mulți. Sunt suficienți, are cu cine se juca, are cu cine strica jucării și aduna. Și deci... nu doar jucării strice? Da, da, evident, asta este clar, ca bună ziua. Am zis că până îl dau la grădiniță, acum suntem în pregătiri, mai avem ceva analize, vaccin, mă rog, ca orice copil înainte de a duce la grădi, am zis că fiecare lună mă costă mai scump decât o grădiniță, cea mai scumpă grădiniță privată. Dar problema nu e în grădiniță, dar este în el, pentru că încă nu simt pregătit, deci el dorește să comunice, dar încă e micuț, puțin rupe cuvinte, vorbește în limba lui foarte mult, încă ne înțeles. De noi, așa, peste două, trei dar cuvinte, mai înțelegem câte ceva. Da, și vorbește și în engleză, și în rusă, și în română. De ce este complicat? Pentru că privește și filmulețe, și povești îi pun deseori în limba română, privește și în limba rusă, și numără de la 1 până la 10 în 3 limbi. Deci e bine că copilașii în zilele noastre sunt multe dezvoltați, dar până a înțelege ce spun ei, cam complicat, că vorbesc, știi, le apucă pe toate câte un pic și le mai schimonosez. În chineză, te-ai vaccinat? V-ați vaccinat? Da, ne-am vaccinat. Ne-am vaccinat în România, la Huș, 25-30 km de la Vamă. Da, au fost foarte bine... Iată, văd că ați plasat și e poză, da? Dovada! Au fost foarte binevoitori cu noi. Trebuia să stăm, că am fost 5 persoane, trebuia să așteptăm. Eram puse practic la interval de oră, dar ne-au luat repede, le-am spus că suntem din Chișinău. Ne-au primit, sincer vă spun, nici n-am simțit măcar acea înțepătură. Că, știi, mă rog, mă pregăteam ca puș, mă frige, mă durea, m-a pișcat, mai nu știu ce. Da. Deci a fost totul cu Doamne ajută. Cum ai trecut? Am trecut foarte bine, deci prima și a doua zi un piculeț o stare așa mai somnolentă, parcă îți părea că nu prea ai putere, așa o stare de somn. Și în zona unde a fost injectat, un piculeț a durut mai în seară și a doua zi, a treia zi deja mă simțeam destul de ok. Practic, de parcă nici n-am avut nicio intervenție, nicio... Dar bolnavă de COVID ai fost? Eu n-am făcut test, dar probabil că am fost printre primii anul trecut în luna martie, pentru că am dus în spate o răceală foarte puternică pe care până la acea vârstă n-am simțit-o niciodată. Am avut și pierdere de miros și durere de cap. Și când am văzut că pediatra deja nu mai vine la noi, dar mi-a prescris antibiotice și duble, deci o doză dublă, cam mai apoi peste o lună, văzând un filmuleț american despre o doamnă care a lucrat într-un laborator care se ocupa numai cu vaccinele și zicea că, uite, aceste medicamente, două au fost interzise în Statele Unite, chipurile, pentru că ele lecuiesc foarte multe boli. Și când zice una din denumiri, de fapt, este una din medicamentul pe care l-am băut eu. Tu. Și atunci mi-am dat seama că de ce și doamna pediatră n-a fost la noi, s-a protejat, bine a făcut. După aia toți au avut așa câte o febră mică și ei, soțul tot mă lua așa
ai COVID, ai COVID. Măi, omule, îți spun că beau cafea și nu simt gustul, fac mâncare și nu simt mirosul. Ei, el, așa, Gicul la noi este așa mai... nu vrea să ne îmbărbăteze, dar vezi când e COVID-ul... Gicul Boievicu! Îi dai Gicul Boievicu, așa eu încă de prima ziceam. Ei, de multe ori, eu încă înainte de a-l cunoaște, mai cunoșteam niște amici și dacă auzeam noi așa cu fetele, Gicul Boievicu. Deci așa spuneam noi și de aia și zic, bărbații ei așa nu vor să accepte, știi tu cum sunt bărbații, ce ține de doctori, numai în cazuri extremale ei ajung, știi? Dar eu cred că în cazul COVID-ului, chiar când a avut Gicu toamna COVID, tot până deja când ne-a spus pediatra, eu cred că e COVID, și eu zic, eu tot cred că e COVID. Și zice, hai lăsați-mă, du-te mai omul și fă test. S-a dus și-a făcut test, gata, s-a schimbat la față deja. S-a liniștit. Stătea și bea și pastile și s-a pus în odaia sa separat, totul gata și ceaiuri și nu mai știu și pastile și vitamine, gata, băițelul, a crezut în toate. Așa dragă sunt noastră, bărbații. Astăzi a venit cu o premieră. Așa, este o premieră, da, este o melodie compusă de mine acum un an în urmă. Cu Doamne ajută am reușit să o realizez datorită lui Alexandru Gorgos, care mi-a făcut haina muzicală. Îi mulțumesc mult, Sergiu Teacă, masteringul, deja băieții care, Vitale Țurcanu, Alexandru Focșa și Dumitru Hanganu mi-au imprimat returnelele. Deci eu consider că o melodie foarte mult contează și haina muzicală, de aceea am apelat la specialiști, profesioniști, deja muzica și textul, le-am scris eu așa din suflet, despre rude, despre prieteni, despre viață, a venit așa totul spontan, îți spun acum cu un an în urmă, dar deoarece a început pandemia, n-am reușit să imprim piesa, după aia parcă simțeam că nu e timpul, într-un final am zis că măi, vin sărbătorile de Paști, toți vin acasă, se reîntâlnesc cu părinții, cu rudele, cu frații, cu surorile. Cred că e momentul cel mai oportun ca să o lansez acum de sărbători. Și cu Doamne ajută, așa și-a fost. Eu zic cu Doamne ajută să ascultăm această melodie. Cea mai mare plăcere. Să te admirăm, da. Și pe tine. Eu am scândat-o să dansez. Da, așa, că nu degeaba am și eu astăzi port stilizat. Mariana Șura, din partea ei, lăutare!